Măsura propusă de ministrul delegat pentru întreprinderi și mijlocii mediu de afaceri și turism, Maria Grapini, de reducerea impozitului pe venitul micro-întreprinderilor de la 3% la 1,5%, este una din puținele măsuri economice proactive luate în ultimii ani, consideră reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România. În același timp, Consiliul Național solicită să introducă și alte elemente, și anume, să se dea posibilitatea celor care și-au înființat firme în ultimii 2 ani să opteze fie pe impozitul pe profit, fie pe impozitul de 1,5%, pentru că avem tot interesul să stimulăm debutanții în afaceri, să-i ajutăm să supraviețuiască. În al doilea rând, cerem să se ofere posibilitatea ca cei care în ultimii 5 ani au avut 3 ani cu profit și 2 fără profit și ei să poată să opteze. Foarte important de asemenea este și faptul că propunem ca firmele care fac investiții mai mari decât profitul să fie scutite de acest impozit și de asemenea propunem o a patra măsură care să fie asociată și anume firmele a căror salariu mediu este cel puțin 70% din salariu mediu al ramurii să fie scutite de acest impozit. La conferința organizată de Consiliul pentru IMM-uri, președintele Uniunii Europene a Tinerilor Întreprinzători a prezentat bilanțul primului an de mandat. Pentru noi a fost un challenge extraordinar ca tinerii întreprinzători să se găsească în programele europene și aici mă refer la programele de competitivitate, la programele de inovare, la programele de cercetare. Tinerii se vor regăsi în finanțările europene. Ba mai mult decât atât, vor fi prioritatea numărul 1 la nivel european pentru următoarea perioadă programatică. Una dintre măsurile de sprijin pentru tinerii fără un loc de muncă, promovată ca urmare a lobby-ului făcut de Florin Jianu, președintele organizației, a fost creșterea limitei de vârstă de la 24 de ani la 30 de ani. Practic vor fi 6 miliarde de euro alocați pentru o schemă de garanție pentru tineri în perioada 2014-2020 și România, iată, va fi și ea beneficiara unei părți din această sumă. Datorită acestei măsuri avem acces la aproximativ 300 de milioane de euro pentru tinerii fără loc de muncă, fonduri suplimentare față de cele 31 de miliarde de euro aprobate prin tratatul semnat de România cu Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020.